Fiți atenți pe ce am pus mâna aici, este un Apple Vision Pro și în momentul ăsta mă uit de o interfață, iar pentru a naviga printre aplicații, fac chestia asta. Pentru a apăsa pe chestii, fac așa, pentru a scrie codul de deblocare a telefonului. Văd că am Apple TV Plus, Disney Plus, iar la început era un demo cu niște dinozauri. Chestia este comodă, doar că văd cam neclar în partea transparentă, ca și cum aș avea ochelari de o dioptrie greșită. Am găsit la niște băieți aici, o companie din Turcia, mi se pare, i-am văzut, le-am zis, pot să port și eu casca voastră, puțin, în fine. Mă mir să văd așa ceva în Barcelona, mă așteptam, că aici e Meca. Recent au apărut știri că oamenii și-au găsit fisurată jucăria asta Apple Vision Pro peste noapte. Sper să nu pățească și băieții ăștia, că au dat vreo 5.000 de euro pe ea și e greu de găsit. Deci, în momentul ăsta, Dorian Pop a bucnit și eu, am mai pus mâna pe jucăria asta în România. Ce să zic, imersivă, dar mă așteptam la o diagonală mai mare în fața ochilor. Îmi place cum se adaptează când faci primul setup și lentilele cum se îndepărtează și se apropie deasupra nasului meu să creeze o calibrare bună pentru capul meu. Cam asta e așa, o primă impresie la cal despre Apple Vision Pro.